Bun găsit! Ne revedem după o perioadă mai îndelungată de absență. Începem în forță cu doi invitați pe care i-ați mai văzut, dar care sunt plini de noutăți interesante și utile pentru toată lumea. Este vorba de domnul doctor Mihai Ganea, medic chirurg, doctor în medicină și mai ales literat. Este autorul unui număr interesant deja de articole literare și de romane chiar. Nu avem aici decât romanul Loli, pe care vi-l prezentăm, Batalionul de pedeapsă și iată Odele Maramureșului, un volum de poezie, care este extrem de captivant și prezintă către cei care sunt îndrăgostiți de poezie o formă poetică nouă și foarte atractivă, nu numai din punct de vedere estetic, ci și din punct de vedere filozofic, din punct de vedere al întrebărilor mari, cardinale și nemuritoare ale omenirii. Alături de domnia sa este și criticul literar Virginia Paraschiv, care are o îndelungată operă de analiză literară, atât a autorilor români, cât și a unor autori din străinătate. Astăzi vom discuta despre, cu dânsii despre arhivele securității. E vorba de dezvăluiri din aceste arhive care, în particular, îl privesc pe domnul doctor Ganea, care înainte de 1990, în afara unei prodigioase activități medicale în calitate de chirurg, a fost și un răzvrătit, un personaj care a dat de furcă regimului comunist și mai ales organelor sale de urmărire. Doamna Virginia Paraschiv crede că vom putea să formulăm legat de aceste materiale și o întrebare interesantă, și anume dacă dezvăluirile arhivelor CNSAS-ului sunt de actualitate sau sunt doar un trecut istoric. Nici acela deloc lipsit de interes. Vă urez bun venit! Bine v-am găsit! Și multă, și multă energie vă doresc să aveți, domnul doctor, ca să putem să transmitem elemente extrem de interesante ale acestei activități pe care ați depus-o și cheltuielor mari financiare pe care le-ați făcut ca să obțineți dosarul de urmărire al dumneavoastră. Erați urmărit sub numele Gurău. Rău e rău, gură e gură. Deci erați cam rău de gură. V-aș ruga să fiți și astăzi rău de gură. Eu vă știu dinainte de 1990. Erați un permanent revoltați și din păcate aveam atât de multe motive să ne revoltăm și atunci, cum avem motive din păcate să ne revoltăm și astăzi. Vă rog să fiți rău de gură și cu cei de azi, nu numai cu cei de ieri. Încă o dată, bun venit. Și aș încerca să vă să vă incit întrebându-vă chiar pe dumneavoastră. Este trecut istoric ce avem noi aici, respectiv dosarul doctorului Ganea zis Gurău? Sau e actualitate? Acesta este doar un facsimil. Un facsimil, evident. Dosarul în sine cântărește 5 kg și jumătate. N-am venit tot. Normal. Așa, am selecționat. În ce măsură este prezent sau trecut istoric? Adică dacă problematica arhivelor securității statului și deconspirarea celor care au lucrat sub acoperire, apoi ca turnători sau ca personal profesional în această direcție, dacă este de actualitate. Ar fi foarte interesant să vedem dacă vorbim istorie sau actualitate. Eu zic că vorbim actualitate atâta vreme cât tot poporul român percepe viața de zi cu zi un coșmar, un infern și o ratare. Asta înseamnă că e de vină cineva? Asta înseamnă că nu ne-am vindecat, nu s-a făcut terapia prin adevăr istoric. Mm-hmm. Dar aici, în afară de adevărul istoric, aveți nume de personaje? Avem nume de personaje și în acest... Personajele sunt vii, dau din piciorușe, vorba doctorului Ganea, sunt gândaci roșii. Foarte vii, îi dau din piciorușe, au funcție, au bani, au avere, au...
Și din cauza lor merge prost, bănuiesc. Păi atâta vreme cât încă îi suportăm în funcție de decizie, o să ne meargă foarte prost, pentru că peste noapte nu s-au făcut îngerași. Vreau să precizez de la început că uzul de nume proprii pe care îl vom face este pe baza documentului atestat de CNSAS, deci nu vom face niciun fel de precizare de nume fără ca aceste nume să nu fie atestate de CNSAS. Este foarte important acest lucru, pentru că nu vrem să aducem studioului de televiziune prejudicii și amenzi din partea CNA-ului. Deci tot ce vom prosti în materie de nume proprii se bazează pe documentația Consiliului Național de Studiere a Arhivelor Securității. Vă mulțumesc foarte mult că ați avut în vedere să nu facem, să nu ridicăm probleme neplăcute gazdelor noastre și nici mie personal. Bine, vă mulțumesc. Cu ocazia asta aș vrea să-l întreb deja pe doctorul Ganea dacă a reușit să uite modul în care era tratat atunci când era chemat la tot felul de instituții și de către tot felul de personaje și când ne întâlneam, de fiecare dată avea câte o nouă poveste, alte bețe în roate, alți nervi, alte nedreptăți care îi se făceau. Să nu ignorăm că Piatra Neamț și destinația la un anume prieten doctor din Piatra Neamț este precizat în arhivă. Înseamnă că mă duc și eu să-mi caut dosarul. Bine. Din păcate am auzit că va costa destul de mult. 4 milioane jumate, 12 milioane. Plătim securități în continuare un tribut sub acoperire. Bravo. Bine, măcar bine că știm lucrul ăsta. Așa. Aș începe prin a spune că recomand tuturor celor de generația mea și puțin și după mine, să facă acest demers. Cine nu-și cunoaște dosarul, nu-și cunoaște alternativa biografică, cea confecționată de organele de securitate. E trist să nu cunoști biografia sub care erai cunoscut, tratat și difuzat și oferit opiniei publice de către securitate și partid în ultima instanță. Cine nu își cunoaște această biografie, nu își cunoaște, deci, jumătate din viață. Jumătate din viață o găsești în acele dosare. În cât ți se poate oferi la ora actuală, pentru că această instituție este, spun eu, într-o situație ingrată. Pe de o parte, dosarele sunt la SRI. Deci, de acolo... Și SIE, da. De acolo ajung și probabil trec printr-un filtru. Nu orice dosar ajunge la CNSAS și nu orice dosar este deconspirat și nu orice dosar este prezentat integral solicitantului, chiar pe baza celor articole de lege care sunt stipulate acolo în preambulul. Îmi dai voie, să susțin propria ta afirmație? Da, te rog. Da, eu sunt moderatorul, pe mine. Îmi dați voie să susțin afirmația? Vă rog. Deci, spune că nu orice dosar construit de securitate este adus la cunoștința titularului de dosar. Haideți să vă demonstrez. Titularului de dosar, dar cui este adus la cunoștință? Nu știu, asta rămâne în mister. Haideți să vedeți un lucru. Așa. Dosarul de urmărire informativă 4946 a fost deschis la data de 24 decembrie 1987. Deci, în aparență, avem un dosar deschis de securitatea din Tecuci în 1987. Undeva la pagina fila 6 de CNSAS apare o notă informativă din partea Ministerului de Interne, Inspectoratul Județean Maramureș, nu Tecuci, nu Galați, cu numărul de intrare 008602 din 13 aprilie, deci 1985.
ce scrie Maramureș în 1985 și intrăm în miezul chestiunii. Haideți. Ca elev, Ganea Mihai a deci avut... o notă informativă despre... Este un raport, nu este notă informativă, raport... Care e diferența? Raportul este făcut de ofițerii de securitate, de instituție. Nota informativă este făcută de informatorii sub acoperire cu nume conspirativ. Aha, acesta este un document, e un document cu număr de intrare dinspre Inspectoratul Județean Maramureș, Ministerul de Interne. Care de la, care de la răspund, informatori, nu? Sau de unde? Nu răspunde știu. Unei adrese răspunde, da? Securității din Galați. Aha. Răspunde unei, deci securitatea din Maramureș răspunde unei adrese din Galați. Uh-huh. Numai că răspunsul securității din Maramureș este din 1985, cu 2 ani înainte de deschiderea oficială a dosarului de tecuci. Unde este, unde diferența? Este diferența? Unde este diferența? Și atunci, bravo, pe logică, dacă îmi permiteți, da, dacă pe 2 ani am 5 kg și jumătate de greutate dosar, mm-hmm, cât o fi având pe anii din urmă, încă vreo 7 și pe restul vieții? Pentru că, da, în aparență avem de a face cu o speță localizată în municipiul Tecuci și cu beneficiar în ghilimele, dr. Ganea. Da, dar ce spune Maramureșul în 1985? Ganea Mihai, ca elev, atenție la vârsta biologică, da, elev. De unde se fac săpăturile? Ca elev a avut o atitudine corespunzătoare, era un elev foarte bun la învățătură, obținea, bravo, rezultate bune și foarte bune, vai ce frumoasă securitate, însă în timpul în cât era în liceu, în penultimul an, eroare cronologică severă, a avut un frate care a fost ucis de autori necunoscuți. În urma acestui eveniment, el a avut o criză de nervi, criză de nervi, nu distrugere, da? E moare un frate, asasinat. Da. Dereglându-se psihic, afirmând că el se va pregăti pentru a deveni medic legist, deoarece în cazul fratelui său nu a fost clarificată moartea acestuia. Explică tu povestea cu Nicușor, decapitat. Deci... 1985 spune asta despre moartea lui Nicușor, care a avut loc în anul 1966. Câți ani aveai tu? Păi eram student la Timișoara. Erai student la Timișoara? Eram student în anul 4. Și Nicușor? La medicină, nu eram elev. Și Nicușor avea? El avea 21 de ani, abia venise din armată. Deci mai tânăr decât tine. Mai tânăr cu 5 ani aproape decât mine și într-o zi este arestat. Deci eu l-am însoțit până la miliție, a fost chemat să dea o declarație. Pe drum am întrebat capitanul care îl însoțea, tovarșul capitan Pop din Baia Mare, am auzit că trăiește și astăzi, dacă este arestat și ce a făcut. Și nu, zice, trebuie să dea o declarație și atât. Pot să intru cu el? Nu, rămâi afară. Atunci fratele meu s-a zmucit, s-a fugit. Din momentul ăla, ăsta, capitanul Pop a dus mâna la sol, la pistol, și a strigat, stai la somat, prindeți hoțul, a furat nu știu ce. Peste câteva minute, sigur că populația e săritoare, l-a prins. Opinia publică, cea pe care o fac eu răspunzătoare de tot, nici partid, nici securitate, ci asta e națiunea română. Noi suntem tot timpul gata să dăm... să dăm ajutor organelor să îl bajucorească pe semenul nostru. Bine, fără, fără discernământ. Eu, aici este culpa română, exact culpa germană, care nu a luat niciodată atitudine. Nemții s-au recunoscut culpa, noi nu ne-am recunoscut-o niciodată. Ați întrebat la început dacă este oportună să aducem în actualitate. Păi întreb și eu, dar pe evrei, mai e oportun să mai discutăm de Holocaust? Că drumul a trecut, nu mai e nicio problemă. Deci, foarte frumos, dar ofițerul ăsta de securitate, Pop, a strigat, săriți, prindeți hoțul. N-a exact. N-a zis, săriți, prindeți spionul sau prindeți reacționarul. Traducerea politicului într-un penal penibil era la modă. O să și demonstrăm asta, cum politicul se traduce. De atunci nu l-am mai văzut decât peste 5 zile, decapitat, unde? La morga Spitalului Grecescu din turnul Severin. Deci, arestat la Baia Mare, găsit la morga Spitalului Grecescu, turnul Severin, decapitat. Și cadavrul arăta
era de nerecunoscut. O secundă. Deci fusese schingit. Da. Decapitarea ca... Cine a plătit înmormântarea? E foarte important să spun. Înmormântat ca un erou al muncii socialiste. Înmormântat ca un erou al muncii socialiste, dar acum este prima dată când chiar și cu prezumție apare ideea că a fost ucis, că a fost asasinat. Apare ideea că a fost asasinat. Lucru pe care familia îl susține de decenii întregi. Da. Și având așa șoc emoțional, să-ți fie ucis fratele, spun eu detalii, poate nu mai are nici, cum să spun, doctorul Gania e doctor, nu se lamenta, nu se va. I-a dus capul în ziar înfășurat. Cine, unde i-a dus capul înfășurat? La medicul, acolo, la morgă. La morgă, acolo, la morgă. Și primul lucru la care mi-a zburat ochii a fost spre coloana cervicală care era întreagă. Deci, a fost decapitat prin obiecte, cuțit. O arabic obișnuiesc să facă, am auzit eu, decapitări de genul ăsta, dintr-o lovitură. Deci, ziceai că de sabie, de cuțit. Și s-a insinuat că a fost decapitat prin călcare de tren, că l-ar fi lovit trenul, s-ar fi sinucis, ceva. Nu se poate, domnule, a fost arestat. Dovediți voi, eu l-ați arestat de față cu mine. Și am cerut deshumarea. La deshumare a apărut medicul legist Cernei, îți minte și acum cum îl chema, Cernei, după două săptămâni Cernei dispare. Dispare, am aflat că a fugit în Canada cu amanta. Deci dispare medicul legist. Dar unde este capul și coloana cervicală? A dispărut și asta. Dovada, asta era singura dovadă. Deci dacă se fac săpături în cimitirul din Baia Mare, Horea numărul 6, se va găsi restul unui cadavru decapitat, dar lipsește capul și coloana cervicală. Și având, deci, având în calitatea sa de frate o asemenea tragedie în familie, mă ne întreb ce fel de atitudine să ai ca frate când fratele tău este ucis. A, bun, ce trebuie să ai? Faceți referire la observația din raport. Fac referire că încă de la cimitir, da, că este vorba de așa zisul legământ pe care l-ar fi făcut la mormântul fratelui, că se face doctor legist, ceea ce... Și mă voi răzbuna. Adică voi încerca să fac carieră, să ajung până la spitalul Fundeni, acolo unde era elita chirurgiei românești, și în cazul în care împică din familia Ceaușescu pe mână un membru sau din direcția 5-a, direcția 5-a, că așa scrie pe securitate și gardă. Gardă era spune direcția 5-a. Eu să mă răzbun, adică să... Deci s-a anticipat că, doctor, că studentul Gana Mihai va fi un doctor criminal. Datorită faptului că a sărit de pe fix când a fost ucis fratisul. Da, datorită faptului că a avut șoc emoțional când a fost ucis fratisul. Deci, practic, a fost amprentat încă din anii studenției și atunci ne întrebăm unde este restul de arhivă privind speța Ganea. Și parcursul profesional al acestui student și doctor. Și foarte bine că te detașezi. A fost marcat de acest dosar. Este încadrat... Apar note, nu note, dispoziții ale securității cu semnătură de colonel și ștampilă de Republica Socialistă România. Să-l ascultăm. În care să mi se însceneze. Le luăm pe rând. Ia-le pe rând, haide, spune să tu. Hai să fim nu pasional, ci să fim expliciți în așa fel încât să înțeleagă de ce e nevoie de aceste adevăruri. Da. Dosarul dr. Ganea este dosar de pe încercare de a penetra sistemul de securitate și gardă sau încercare de a penetra dispozitivul de securitate și gardă. Adică cum? Dispozitivul de încercarea cui este? Dr. Ganea a penetrat sistemul de... A, deci este un dosar fabricat care să justifice catalogarea, etichetarea doctorului Ganea ca terorist. Terorist. De ce? Cui protest? Cui folosește o astfel de scenariu? Vă spun eu imediat. Păi te rog. În primul rând, mă mir de două lucruri. Unu, cum de mai sunt în viață?
Ăsta mi-am dat seama imediat că dacă eu mă lichidau, rămâneau fără pâine cel puțin 100 de ofițeri, din care jumătate era ofițer superior. Eu eram obiectul muncilor. În momentul în care dispăream, eu dispăream obiectul muncii, trebuia să caute altul. Eu eram gata, gata la dispoziție. Așa. Și doi, parcursul meu profesional. Cum am putut mă mir, cum am putut termina facultate, știu eu, cum am putut promova specialitate, secundariatul, primariat, chestia asta, au venit mai târziu, dar totuși, tot timpul acest dosar era în spatele meu. Oriunde mergeam, dosarul mergea după mine. Târziu mi-am dat seama asta. Și sigur că cei din jurul meu erau informați, mă refer la de cei care depindeam eu, șefii mei, conducerea de spital, conducerea direcției sanitare, Ministerul Sănătății, așa mai departe. Deci tot profesorii cu care veneam, singurul profesor care a fost foarte, am simțit că are o atitudine specială pentru mine, a fost profesorul Juvara, dar și, puțin și profesorul Setlacek. În schimb, am avut și profesor Răi, care știam și băneam de colaborator chiar, profesorul Rădulescu. Dar Rădulescu venit... cel cu magnetodiafluxul? Nu. Era conferențialul lui Juvara și la urmă a scris Juvara și o carte, așa a fost, în care se plânge de tratamentul la care l-a supus Rădulescu după pensionare și l-a obligat, aproape că l-a dat afară din clinică. Cei care mă privesc și sunt chirurgi știu cine a fost pentru chirurgia românească profesorul Juvara și mă înfior numai când îi pronunț numele. A fost unul după Hortolomei, este al doilea mare monstru sacru al chirurgiei românești. Și eu mă mir cum am putut să rezist și cum am navigat totdeauna împotriva curentului, pentru că tot timpul vedeam că nu-mi reușește nimica. Nu-mi ieșea nimica. Acum noi ne cunoaștem, nimic nu-mi ieșea. Abia acum îmi dau seama. Și ceea ce m-a deranjat cel mai mult a fost opinia publică, care era și continuă să mai fie încă receptivă la directivele, ca să le numesc dur, securității. Pentru că și astăzi sunt senatori în Senatul României, sau au fost în Senatul României post-decembriste, foști prim secretari care au luat decizii foarte urâte, de care vorbește Virginia, și te rog să spui tu mai departe și cum că ea, de Virginia, a instrumentat dosarul meu, pentru că eu acum, pentru că eu nu pot să mă degajez de știu, devin pătimaș și atunci sigur că... Da, din acest punct de vedere fac o recomandare psihologică tuturor celor care au temeritatea să-și ajudece dosarul de la CNSS, dosarul de securitate, să se ajute în decriptarea și în parcurgerea dosarului de o persoană care să aibă răbdare. Atenție că foarte multe din file sunt scrise de mână, deci cineva care să decripteze cu lupa scrierea de mână, cineva care să ordoneze cronologic filele, pentru că acest dosar pe care îl instrumentez eu acum are peste 1300 de file, dar nu sunt ordonate în ordine cronologică. Deci, dacă nu știi parcursul cronologic al lucrurilor, nu vei înțelege nimic. Aceasta este o recomandare și atrag atenția foarte serios. Și doi, într-adevăr, titularul de dosar să fie ajutat să-și înțeleagă propria condiție, să se detașeze, pentru că șocul emoțional este poate mai îngrozitor decât fapta în sine, decât traumele care au fost în parcurs. Dar de ce este atât de zguduitor șocul emoțional? Este zguduitor pentru că îți vezi biografia alternativă. Este, tu crezi despre tine un lucru. Știi? Iar forțele care supraveghează. Păi uitați-vă, document semnat de domnul colonel Sion Georgică. Mă adresez în direct, domnule colonel, chiar aș vrea să mă auziți. Pentru că printr-un proces intentat de Consiliul Național de Studiere a Arhivelor Securității,
ați fost declarat irevocabil prin sentință judecătorească agent al poliției politice. Ce semnați, domnule colonel, în anul de grație 1989, pe 5 aprilie, încheiind o acoladă sinistră debutată în 1966? Vorbeam de șocul emoțional. Yeah. O citim. Ministerul de Interne, Departamentul Securității Statului, Securitatea Județului Galați, Serviciul Informații Interne. Notă raport privind DUI, dosar de urmărire informativă Gurău. Din materialele obținute în DUI privind pe numitul Ganea Mihai, atrag atenția că personajul niciodată nu este om, e numit, individ și numit. Atât. Medic-chirurg și obiectiv, da. Medic-chirurg la Spitalul Municipal Tecuci, rezultă următoarele. În baza deschiderii au stat informațiile din care rezultă că este suspect de penetrarea dispozitivului de securitate și gardă, aspect declarat deschis de către obiectiv, care motivează această intenție prin dorința de a fi, țineți-vă bine, numit șef de secție chirurgie la Spitalul Tecuci. Deci pur și simplu pentru un act de promovare în carieră. Mai departe, în acest sens, apreciez că trebuie să se procedeze la documentarea faptului că prin poziția pe care o adoptă față de unii colegi de serviciu și pacienți, creează o stare de spirit necorespunzătoare în rândul acestora. Se impune identificarea și verificarea temeinică a legăturilor rezultate informativ și prin mijloace TO, ascultarea telefonelor, întocmirea unor acte premergătoare, îndeoseb despre faptul că audiază și colportează știri transmise de Post Europa Liberă. Concomitent să se aibă în vedere și starea sănătății, revenim la lucrul cu care am început, existând indicii care aveau unele afecțiuni psihice, caz în care să se intervină la direcția sanitară în mod legendat, în mod legendat, adică pe furiș. Exact, e sub acoperire, în vederea unor examene medicale de psihiatrie și luarea măsurilor ce se impun. Domnule colonel Sion Georgică, vă atrag atenția cu tot respectul. M-am interesat... Îi atragem atenția după pauza publicitară, doamna. Cu tot respectul, da? Îl păstrăm pentru tura a doua. Sigur că da. Pauză publicitară.